N-a fost greu, n-au fost pedici, am găsit soluții, am găsit comunicare și asta pe noi ne-a încurajat să fim lângă această bancă și să ținem o relație cu ei foarte bună. Numele meu este Marcel Apostu, un băiat crescut la țară. Tatăl meu a fost tractorist, mama cu treburile câmpului. Eu stând lângă ei, am absolvit acea școală de 8 clase, după care am plecat la o școală profesională. După o perioadă m-am întors la cele plăceri ale mele, că eram atras de utilaje, de tractoare. Mi-am dorit foarte mult un tractor, dar nu aveam partea financiară, nu aveam, pot să spun, potențialul de a-mi achiziționa un tractor chiar și românesc la mâna a doua. Primul împrumut bancar l-am făcut în anul 2000. Un împrumut, nu pot să spun că e foarte mare, dar cât de cât pentru mine era greu de făcut. La jumatea creditului am reușit să-l achit. Am internat cu tractorul, am început să prind o leacă de teren, am început să mă extind în utilaje. Prin anul 2015-2016 am simțit nevoia să achiziționez un utilaj mai puternic, mai performant. Am apelat la Patria Bank, simțeam nevoia să ne, în primul rând, să ne înnoim parcul, care era un parc vechi. Tehnologia nu o puteam dezvolta fără să nu aveam acele utilaje performante și atunci am simțit nevoia să colaborăm, să găsim o bancă care să vină în sprijinul nostru, să ne ajute cu partea financiară. Am încheiat un contract, am reușit să prindem creditarea, finanțarea. Mi-am achiziționat utilaje și uite așa, zi de zi sau an de an, am început cu Patria Bank să ne putem dezvolta. Pe această cale pot să le mulțumesc tuturor oamenilor care se află în spatele acestei bănci, oameni care ne-au venit în sprijin cu documente, au venit în sprijin cu soluții și variante binevenite pentru noi. Patria Bank a venit la poarta mea, la ușa mea și a însemnat acel contract de finanțare acasă și banii am avut în cont în următoarele ore, un lucru care pentru noi este chiar de aplaudat și chiar merită tot respectul. Nu știu dacă fără ei, fără Patria Bank, găsam alte soluții sau alte mijloace prin care ne puteam dezvolta. Datorită lor, am reușit an de an, contractăm credite cu dobânzi foarte mici. Noi ne-am permis să ne putem cumpăra, începând de la utilaje până la îngrășământ chimici și tratamente fitosanitare. Fără ele nu am putea să ne desfășurăm activitatea.